A fost odată o resursă pentru clasa 1. A fost odată un prietenos robot. Robot? Da, se pare că aceasta nu este o poveste despre prinți și prințese. Dar să vedem unde ne duce ea. Acest robot avea cap, corp, mâini și picioare. În plus, el știa să vorbească. Numele meu este Rob. Mai știa să spună: bună ziua! Mulțumesc! Te rog! Vrei să ne jucăm? Și toate acele cuvinte care ajută pe oricine să își facă prieteni. Cu toate că trăia într-un loc plin de copii și mergea în fiecare zi la școală, Rob nu avea prieteni. Oare de ce? Într-o zi, mai mulți copii se jucau în curtea școlii, iar Rob a spus: vreau mingea! Ceilalți copii nu au înțeles dacă dorea să se joace împreună cu ei sau să le ia mingea și să nu-i mai lase să se joace. Tu i-ai fi dat mingea lui Rob? Da sau nu? Spune motivul tău unui coleg. Apoi, unul dintre copii a venit să îi vorbească. Rob, noi nu am înțeles ce vrei să spui. Poți să ne ajuți să înțelegem? Folosește corpul și vocea pentru a transmite ceea ce vrei să ne spui. Atunci când îți folosești vocea, mesajul tău poate avea mai multe sensuri. Iată câteva exemple. O rugăminte. Vreau mingea. O supărare. Vreau mingea. Sau o bucurie. Vreau mingea! Atunci când îți folosești și corpul, mesajul tău este complet. Potrivește cele trei intenții ale mesajului vreau mingea cu expresiile corpului. Începe acum! Dacă ai potrivit și tu așa ca mine, foarte bine! Acum te întreb din nou. Tu cărui rob i-ai dat mingea? Celui care te roagă, celui care îți ordonă sau celui care este entuziasmat să se joace cu mingea și cu tine? Împărtășește cu un alt coleg motivul tău. La final, Rob a învățat că pentru a avea prieteni nu înseamnă doar să vorbești. Cel mai mult contează felul în care spui mesajul tău celorlalți.